bărbați lor de la sală. Vizionare plăcută. Domnilor, numai nu vă spărați. Colecționez chiloți, ciorapi, pălării din toate timpurile care au existat vreodată în țara noastră. Așa cum mi-a sugerat nu știu ce scriitor de astăzi. Știți? Lui Beckett, Ion Druță și Ionescu le-a plăcut această idee. Voi avea de grabă o expoziție în America. Locul de care înălgam, atât de multă nevoie. Ia ploape la fiergă și pe timpul lui Ostrovski. Ții minte că Ostrovski scria cu încântare despre această cârciumă. El povestea că niște soldați ruși văzusele că scria pe cârciumă Moscova și au crezut că au ajuns în Moscova. Ții minte, bineînțeles. Doamne,
spus să nu plecăm de aici până nu o să ieftinească vodka. Wow. Da! Să scadă prețurile la bere! Și la sovietă și apasă! Să vândă suică românească! De altfel, acesta e singurul loc în lumea din această creșmă mizerabilă. Soțul meu mă așteaptă afară cu un buchet de flori în mână. El știe că eu sunt aici în Moscova. De asemenea, el știe că eu sunt aici cu tine. Incredibil. El mă așteaptă în fața cârciumii pentru că mă iubește foarte. Mâine vom pleca în America. Eu am venit să mi-au rămas bun de la tine pentru că mâine eu cu soțul meu vom pleca în America. Cleopa! Domnul! Doriți-o vodka? Da! Vrească Rusia! La care Rusie mai reprezai de la colț? Da, anume la ea! Acolo la colț nu am fost niciodată! Domnul, mai dorește o vodka? Da! Păi, independență! Aici e bine, măi! Referendumul cui fare, o discuteță! Oameni buni! Odată cu intrarea țării noastre în NATO și Uniunea Europeană, Moscova va lucra non-stop ai Statele Unite ale Moldovei cu SSR. Și nu mă faceți griji, totul o să iasă bine și o să cadă deci un fier de verde pe treabă dumneavoastră. Să știți că eu am încredere în dumneavoastră. Iar după ce o să termine tărăboiul ăsta de afară, eu o să vă cer în căsătorie! Bravo! Lumea! Vodka! Libertății sociale și libertății! Libertate! Libertate! Dar de ce stați de flori la ora 3 noaptea în fața Americii. O expoziție în America. Știți? Am găsit chiloți, ciorapi, pălării din primii ani ai socialismului. Adică din anii 50-60 în raioanele Cahul și Cimișlie.